Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Ei bine, ziua de miercuri vine cu data de 22 și da, seamănă ca energie cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut, doar că anul trecut a fost așa mai discret, a fost mai pe, pe de s-au luat decizii, s-au mai încheiat lucruri în lume, au început altele, ei da, anul ăsta este pe față, ca să spun așa. Cu siguranță deja simțiți acea quadratură dintre Mercur și Uranus, care bineînțeles că face ca lucrurile să să se miște așa destul de rapid. Mai mult decât atât, discutăm despre tot felul de vești pe care le vom primi cu toții. Fie lucruri banale din viața noastră, fie chestiuni mai importante, dar aș merge totuși pe niște lucruri așa ceva mai intense, fie din punct de vedere emoțional, fie chiar sunt importante, dar fizic vorbind, practic. Și vor fi tot felul de vești care ne vor mobiliza, tot felul de vești care ne vor face să ne simțim cum că avem curaj, cum că lucrurile sunt bune, însă este o zi în care veștile vor circula extrem de rapid. Bine, se produce și un trigon între Mercur și Marte, dar bine, energiile astea se simt deja de câteva zile și se vor mai simți. Însă, interesant este că, nu știu, în ziua de Miercuri, când e ziua lui Mercur, Mercur are treabă, se și ceartă, se și împacă. Ideea este că luna Chiar trece de dimineață în Berbec și se întâlnește și cu Venus, undeva uh, pe la mijlocul zilei. Păi lucrurile se vor desfășura cu o foarte mare viteză. Uranus vine cu surprize total neașteptate și, bineînțeles, că această quadratură, uh, să spun, poate să dea, da, și probleme legate de rețelele de socializare. Foarte bine și foarte frumos. Însă, poate mișca serios la propriul lucrurile în lume. Nu vreau să pronunț pe aici că nu e cazul, da? Uh, se întâmplă lucruri. Da? Se întâmplă lucruri mai ales că acea quadratură între Uranus și, și Mercur se produce chiar undeva în noaptea de, de marți spre miercuri. Acum nu vă panicați că nu e neapărat ceva negativ, Uranus mereu vine cu surprize, da? tu spui gata, se mișcă lucrurile într-o anumită direcție și când colo te trezești că îți cade internetul sau mai știu eu ce se întâmplă. Deci Uranus mereu vine cu surprize, dar de data asta chiar aș merge foarte mult pe tot ce ține de comunicare și de vești care vor lua amploare. Pentru că așa cum am spus, Mercur va face și un trigon cu Marte, deci vom vedea și adevăruri care vor fi spuse, da, de către specialiști, de către persoane cunoscătoare și da, de aici poate să iasă și un mic mare scandal, dar ideea este că lucrurile se vor petrece cu o foarte mare rapiditate și vedeți că este o zi în care emoțiile sunt la cote maxime, este o zi în care să spun, putem să răbufnim așa într-o secundă, deci fără, fără să stăm foarte mult la discuții. Și interesant iarăși este că energiile din cărțile de tarot se leagă foarte mult. Avem, hai, 22, am vrut să iau nebunul pentru că este reprezentativ, efectiv. Da? Nebunul care vine cu, vine cu noi începuturi, bine, asta știe toată lumea, dar nebunul în general vorbește despre curaj. nebunul îl, să spun așa, îl reprezintă pe Uranus, Uranus de care am vorbit mai devreme, că e prins acolo, da, e prins. Să spun că îl mai îmbunează puțin luna de dimineață, să mai întâlnesc ei la o cafea, mai stau de vorbă, dar luna fiind în pești e destul de ascunsă. Și cu Uranus acolo, și lui Uranus îi plac chestiile așa surprinzătoare, deci pun ei acolo un plan la cale. Bine, acum metaforii vorbim sau nu? Da? Arcana asta majoră poate să mai reprezinte și o zi cu multe surprize, o zi în care surprizele se vor ține lanți, iar energia generală, bineînțeles că este arcana majoră, moartea care vine cu o transformare care vine cu transformări profunde, profunde, dar vine și cu noi începuturi. Pe de altă parte, este o zi destul de intensă, da, o zi în care să spun așa că se pot naște persoane importante, apropo, da, deci nu știu. Probabil sunteți puțin care aveți cunoștințe care nasc pe 22, dar oricum să știți că sunt lucruri importante aici, da? sunt persoane speciale. Și va fi nevoie să dăm dovadă de sensibilitate, să dăm dovadă de niște lucruri mult mai profunde de atât. Doar că de data asta avem împăratul, împăratul care din nou vine cu restricții, vine cu limitări, vine cu reguli și nu ar mira ca ceea ce se întâmplă da, în ziua de miercuri sau în jurul datei de miercuri, chiar să ducă ulterior la anumite probleme, ca să spun așa, sau la anumite. Um, reguli da care se impun fie în societate, fie în viața noastră, ne dăm seama că uite nu e OK că am un program haotic, uite vreau să mă organizez ceva mai bine, deci pot fi lucruri banale, da, pentru pentru unii dintre noi nu este neapărat nevoie să vină acum nu știu ce um, apocalipsă da. opa bun. Hai și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați, vă invit să ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă și încă încă o informație miercuri este cu vești total surprinzătoare vești explozive, ca să nu spun altfel, deci e. E frumos da. E frumos și așa cum spuneam, e bine să dăm dovadă de multă organizare și de multă rațiune, că asta o să o să avem nevoie maxim de așa ceva. Bun, hai să începem cu zodiile, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat. Bun. Zodia Berbec. Păi, dragi berbești, ce faceți voi? Că e o zi așa în care vă reintrați în energie și mai mult decât atât, este o zi în care apar tot felul de surprize, într-o conversație pe care o aveți cu un prieten, fie cu un grup de oameni. Vi se dau puțin peste cap planurile de viitor, este adevărat, dar partea bună a lucrurilor este că prin modul vostru de a comunica, prin curajul de care dați dovadă, vă puteți rezolva problemele. Bineînțeles că tot ce ține de comunicare, de a comunicare clară, dar clară, dragi berbeci, vă poate ajuta foarte mult în această zi. Și mai mult decât atât, uite, astăzi te poți folosi de șarmul tău, pentru că vei străluci așa, vei avea um, o strălucire specială și chiar îi poți cuceri pe ceilalți. Vei da dovadă de multă autenticitate din nou, de multă măestrie în această zi de miercuri, dar, așa cum spuneam, folosește-te și de calitățile tale de orator, că ar putea să te ajute foarte, foarte mult. Hai să vedem, dragi bărbeți și a început citirea. Avem 9 de monede și 7 de băte. Hmm, se pare că apare o provocare astăzi din punct de vedere financiar pentru tine. Vezi că nu e mare panică pentru că lucrurile se rezolvă printr-o negociere, printr-un drum scurt, printr-un e-mail. Adică se poate rezolva, nu e ceva așa de, de panicos. Apoi avem spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești. Vezi că este o zi pentru tine în care... Uh, poți să simți așa ca un blocaj, însă vezi că soluția este să vezi lucrurile diferit. Soluția este să acționezi cumva într-o altă manieră și de ce nu să accepti situația în care ești. Apoi avem cavalerul de băte, așa cum spuneam, rezolv tu lucrurile ca de obicei, pentru că ai multă creativitate, îți vin multe idei. Cavalerul de băte vine cu evenimente foarte rapide, vine cu bucurie, dar cavalerul de băte în acest context să știi că vine și cu o bucurie. E o bucurie legată de bani sau în sfârșit conștientizezi că ești protejat și că ai avut o protecție specială într-o situație. Zodia Taur. Dragii mei Tauri, voi sunteți în prim plan, da? Uranus din zodia voastră se ceartă cu, cu Mercur de acolo. Păi, dragi tauri, apar surprize astăzi din partea șefilor, din partea persoanelor cu autoritate asupra voastră și chiar este o zi în care vi se cere să vă bazați puțin doar pe voi. Da? Asta chiar, chiar v-ar prinde bine. Mai mult decât atât, pot apărea conflicte legate de bani sau conflicte fie în relația cu persoana iubită. Sfatul meu, dragi tauri, lăsați lucrurile așa și încercați să nu mai atașați de chestii, pentru că de cele mai multe ori planurile se schimbă de pe o zi pe alta și cam despre asta e vorba pentru tine uh, în ziua de miercuri, dar ce să vezi că vine ceva mai bun în loc și uite că spre seară găsești o soluție magică. Posibil un bărbat să te ajute sau discutăm despre faptul că Uh, ai o conștientizare, ai o discuție cu o femeie sau cu o persoană, dragă ție, dar mai mult aș merge pe zona aceasta a femeilor Vezi că e cineva cu care ai tu ceva ascuns, ai tu niște secrete în comun sau este o persoană din trecutul tău Oricum ar fi ești protejată astăzi, da? Venus, mama ta face conjuncție cu Luna, deci uh, și pe ultima casă astrologică Orice ar fi, să știi că soluția vine și e mult mai bună decât ți-ai fi imaginat tu E mult mai benefică. Hai să vedem, dragi tauri, și avem regele de băte și regina de cupe. Păi, poate ai legătură cu niște instituții astăzi, dar văd și o puternică legătură cu zodi de foc, leu, berbec, săgetător, dar și cu zodi de apă, rac, scorpion, pești. Vezi că este o zi în care poți să negociezi foarte bine, o zi în care ești extrem de bine susținut pe tot ceea ce vrei tu să faci. Apoi avem cavalerul de spade. Așa cum spuneam, ura nu vine cu surprize și aici apar pentru tine evenimente neașteptate. Un e-mail pe care nu-l așteptai, un apel telefonic, un mesaj. Se întâmplă aici niște lucruri. Apoi avem doi de cupe. Păi lucrurile se rezolvă. Doi de cupe vorbește despre o întâlnire de la suflet la suflet, o conversație plăcută pe care o poți avea, dar uite și o negociere care poate să iasă în favoarea ta. Zodia Gemeni. Dragii mei Gemeni, pentru voi este o zi cu foarte mari surprize. O zi în care... Ce ați gândit voi, ce ați crezut voi, cam nu e așa. Și Uranus de acolo vă spune, a, ai ai, ai spus tu că tu știi tot, că tu faci tot e și acum uranul se -ți arată că nu este că nu este chiar așa. Uite, partea bună a lucrurilor este că până la urmă găsești o altfel de soluție și uite chiar. Uranus de acolo să știi că nu-ți vrea răul, vrea să te ducă pe drumul tău și uite că o femeie te ajută astăzi, fie este o prietenă, fie este o persoană cu care tu vei discuta la telefon sau pe internet, faceți schimb de mesaje. Pentru alți gemeni este vorba despre un plan de viitor care este mult mai bun față de ce v-ați propus voi, că v-ați pus acolo ceva în minte. Și acum, așa cum v-am spus, lucrurile se dau puțin peste cap, apar surprize, dar Chiar spre seară, vă dați seama că totul e ca o binecuvântare și. Nu știu unii gemeni, e posibil să vă panicați așa degeaba în prima parte a zilei. Dar apoi lucrurile se rezolvă, da, deci totul se rezolvă așa ca printr-o mică mare minune. La baza pachetului: 4 de monede și regele de băte. Se pare că este o zi în care poți avea o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, dar uite, este un moment în care tu ai foarte mare încredere în forțele proprii, în tine, ai foarte mult curaj. Și uite, eremitul vorbește despre o legătură cu Zodia Fecioară, dar și despre acel moment în care ți se cere să mai dai puțin un pas în spate. Ți se cere să apelezi la un specialist sau la o persoană care are o anumită experiență. Apoi avem cinci de spade, care vorbește despre o nedreptate sau despre o situație de compromis în care te afli. Tot cartea asta, cinci de spade, poate să însemne și acel moment în care vezi că poate ar fi bine să profiți puțin de poziția în care ești, că s-ar putea să nu faci asta. Zodia RAC. Dragii mei RAC, pentru voi este o zi cu surprize. O zi în care prietenii te surprind, o zi în care afli o veste care te lasă așa destul de, destul de surprins. Este o zi intensă, o zi în care apar discuții în contradictoriu, dar uite că o femeie te ajută, o femeie te luminează, te ghidează astăzi, îți oferă o veste bună, poate momentan doar cumva vați planifici ceva pentru că probabil cu adevărat undeva săptămâna viitoare vei rezolva toată problema și mai mult decât atât, uite, vei rămâne foarte surprins spre seară cât de ușor se rezolvă lucrurile și vei rămâne foarte plăcut surprins despre un final, da? care pur și simplu apare așa pe neașteptate în viața ta. Atenție pe niște secrete pe care le poți afla spre seară și care, să spun, te pot, te pot bucura destul de mult și chiar te pot surprinde. Relația cu persoana iubită, relația cu tatăl, cu șeful, acolo apar surprize. Eremitul și regele de spade, o legătură cu zodia fecioară, balanță, vărsător și gemeni pentru unii dintre voi. E clar că este o zi în care voi vă faceți aici niște strategii, analizați ceva, faceți ceva important. Apoi avem doi de bâte. Doi de bâte vorbește despre o călătorie îndepărtată sau despre o planificare pe care o faci. Cartea vine și cu o așteptare mai mare, dar pe de altă parte putem să discutăm și despre zona internetului care iarăși este foarte activă pentru tine. Justiția vine cu o eliberare vine cu o legătură din nou cu zodia balanță, dar uite că astăzi reușești să iei o decizie bună, reușești să te echilibrezi, așa cum am spus. Și ai parte de tot felul de surprize plăcute și asta e ok. Zodia leu. Dragii mei, lei pentru voi este o zi cu surprize în relația cu șefii, relația cu autoritățile, în relația cu clienții, în general vorbind sunt pe acolo tot felul de, de, lucruri ciudate, tensionate, legate de bani, legate de viitorul tău. Ți-ai propus tu ceva și acum na, apare acolo o veste care te tulbură. Ei, uite că ai acolo un prieten care să știi că te ajută, și probabil îi simți ajutorul de de câteva zile, și mai urmează, da, să mai fie lângă tine, fie un grup de oameni, fie niște bani pe care îi ai tu și care te pot ajuta. Însă, uite, astăzi ai o susținere, da, sau ai, ai o discuție interesantă cu o femeie. Fie este o femeie care este mai intuitivă din fire, este o femeie care. Are niște studii superioare sau este vorba despre o persoană care se află la distanță de tine? Deci, femeile îți dau numai vești bune astăzi, dar uh, uite, și bărbații te ajută, doar că e o zi, așa, cu surprize. Și pentru tine. Hai să vedem. La baza pachetului 6 de cupe, văd aici o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. 6 de cupe vorbește despre bucurie, mulțumire, vorbește despre trecut și despre uh, emoții extrem de profunde. Pajul de spade vorbește despre curiozitate. Ești foarte curios astăzi în legătură cu ceva vechi, în legătură cu trecutul tău. Apoi, avem aici Cavalerul de Cupe pentru tine. O veste bună pe care o primești de la o persoană dragăție, dar văd aici și un drum pe care îl faci. Da, vești bune care apar pentru tine astăzi. Cineva îți poate capta atenția sau cine știe tu atrage atenția unei persoane Regina de spade. Ultima carte pentru tine care vorbește despre o legătură cu zodii de aer gemeni balanță vărsător. Regina de spade vine și clarifică situația. Dar tot regina de spade să știi că uh, poate să însemne și acel moment în care uh, încep să devii mult mai uh, sigur pe tine, iar unii bineînțeles că puteți avea legătură cu o instituție sau cu o femeie singură, divorțată, văduvă, Zodia Fecioară. Uh, dragi Fecioare, pentru voi uh, este o zi cu surprize, clar, Mercur al vostru implicat. Uh, astăzi apar surprize legate de muncă, legate de sănătate, adică una e teoria, alta e practica și pe acolo e nevoie să fii mai atent sau mai atentă. Mai mult decât atât, uite, este o zi în care pe neașteptate rezolvi ceva legat de un șef, ceva legat de o persoană importantă din viața ta, de o persoană cu autoritate și dacă ești o fecioară care are niște probleme de sănătate, uite că până la urmă găsești persoana potrivită să te ajute, dar cumva mai spre seară și e posibil să o găsești inițial la nivel teoretic și să revii cu un telefon să spun în ziua de joi, mai mult decât atât, este o zi în care ai un noroc maxim, da, maxim pe tot ce ține de bani, pe tot ce ține de moșteniri, banii altora, iubire. Nu mai spun, deci e un moment magic să te vezi cu persoana iubită, e un moment bun să, să spun așa, să cunoști pe cineva, da, uite, poate să fie un suflet pereche care să apară pe acolo prin viața ta. Și asta e de bine, deci e o, zi, e o zi, ok pentru tine în mare parte. Hai să vedem, dragi fecioare, și tarotul, ops, ce vă spune, a început deja citirea. Bun, avem aici trei de cupe, trei de cupe care vorbește despre o bucurie mică, despre o celebrare. Aici tu ceva ce te bucură. Cavalerul de cupe este ceva legat de persoana iubită sau pentru unii este vorba despre o veste bună pe care o primiți pentru sufletul vostru. Văd un drum scurt pe care îl faci spre un loc drag sufletului tău. Apoi avem aici regina de spade. Uite, se clarifică astăzi ceva sau se rezolvă o problemă legată de o instituție publică, legată de acte, hârtii, documente sau e ceva legat de o persoană ceva mai dură. Iar unii puteți avea aici legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Apoi avem șapte de spade. Da, pentru unii dintre voi pare că această decizie nu prea vă place și șapte de spade vorbește despre un moment de mică, mare dezamăgire. Atenție puțin la relațiile astea de iubire, că e posibil să rămâi puțin, puțin surprins. Da? E și cu pasiune, dar sunt și lucruri importante, da? adică pot fi și mici marcerturi. Zodia Balanță. Ce faceți, dragi balanțe? Că pentru voi e cu surprize mari de tot, Uranus de acolo, de pe casa 8 vă surprinde destul de mult. Evite că apar niște tensiuni sau apar niște lucruri ciudate în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Sunt niște secrete acolo care acum ies la iveală, e ceva ce mocnește de mult timp și acum poate să explodeze. Atenție pe bani, atenție pe afaceri, atenție astăzi pe tot ce ține de bănci, tot ce ține de moșteniri, de semnări de acte și e o zi în care până la urmă să știi că lucrurile se rezolvă. Se rezolvă ori printr-o persoană care este ceva mai sigură pe ea, este o persoană cumva care se află la distanță de tine sau este o persoană care știe foarte bine o anumită teorie. Cum da, poate tu știi foarte bine ceva anume și spui gata, asta e soluția. De asemenea, ce mai văd aici este faptul că astăzi ești foarte bine susținut pe tot ce ține de relații, asocieri, contracte, parteneriate, clienți și pe relația cu ceilalți. Da? Vezi că femeile te pot ajuta astăzi foarte mult, deci vezi ce faci pe acolo prin jurul tău. Iar dacă ești o balanță singură, vezi, fii atent ce oamenii ți intră pe ușă la muncă, fii atent ce faci, că sunt șanse să apară cineva pentru tine. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Avem 5 de spade și asul de cupe. 5 de spade vorbește despre o nedreptate, despre un compromis, dar care îți creează foarte mari emoții. E uite aici că e o situație așa în care E nevoie să te împarți, adică e nevoie să ai grijă și de copil, să mergi și la muncă, e nevoie să le faci pe toate. Vrei și tu să te distrezi, să te simți bine, dar mai ai și alte treburi de făcut. Ei bine, atenție puțin pe alegerile pe care le faci, pentru că 5 de spade și coasul de cupe chiar împreună vorbesc despre, despre o oarecare neplăcere, ca să spun așa. Apoi avem soarele. Soarele vorbește despre o bucurie, o legătură cu zodia leu. O veste pe care o primești legată de un copil, legată de un succes, de o bucurie. Soarele vine cu clarificări, vine cu lumină. Apoi avem Marea Preoteasă. Wow, dragi balanțe, este o zi și cu mister, o zi cu secrete. Nu știu, primești o veste care inițial nu-ți place, dar o ții mai ascunsă sau uh, poate să fie o zi în care intri în contact cu tot felul de persoane din acestea mai ciudate, mai misterioase, dar atenție puțin astăzi că nu tot ceea ce zboară se mănâncă și bineînțeles că ești puțin scos din zona de confort. Zodia Scorpion. Dragii mei Scorpioni, uh, pentru voi e cu surpriză mare astăzi în... Uh, în relația cu membrii familiei, în relația cu soțul, cu soția, dacă ai de rezolvat niște acte pentru casă sau niște probleme vechi, ei vezi că acum le rezolvi, dar e cu, e cu surprize, e cu tensiuni, e cu schimbări de planuri de viitor, e cu transformări, deci ce se întâmplă acolo e intens, dar rezolvarea Vezi că pentru tine vine prin ideea aceasta de a avea curajul să închizi ceva, de a te elibera și de a te gândi puțin și la plăcerile tale, la tine. Pe acolo mai ai de lucru. Pentru că uite, astăzi o femeie te ajută foarte mult într-o activitate sau faci o activitate împreună cu o femeie și ți ies lucrurile bune. Dacă ai o problemă de sănătate, e, uite, astăzi ai ocazia să găsești soluția, să găsești medicul potrivit, să găsești persoana potrivită care să-ți facă legătura mai departe, da? și așa mai departe. Deci ai, ai foarte multă susținere chiar și pe muncă, așa cum spuneam. Iar scorpionii care vedeți că tot sunteți prinși de niște probleme așa legate de uh, casă, familie, ia încercați voi să vă eliberați de acolo că tare bine v-ar prinde. Vedeți că prin martie cam bubuie cu Marte al vostru pe casa 8 cu Neptun, deci atenție mare, da? Mai mai vedeți puțin și plăcerile voastre uite doi de bâte. Cavalerul de cupe văd aici o așteptare mare în legătură cu o persoană foarte dragăție, dar văd și o legătură cu internetul sau legătură cu străinătatea. e ca și cum ar fi o relație aici pusă pe așteptare sau este vorba despre o călătorie pe care vrei să o faci. Asul de cupe vine cu o bucurie pentru tine, o veste de pace, o veste de liniște, dar. Știi cum e? Vezi că e o situație în care tu trebuie să iei atitudine și tu găsești soluția. Da? Regele de băte, uite, poți să cunoști o nouă persoană astăzi, chiar pe la muncă, cine știe, vezi ce faci pe acolo. Pe de altă parte, regele de băte vorbește despre o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar vorbește și despre o conexiune foarte puternică cu o nouă persoană pe care o poți cunoaște sau primești o veste bună în legătură cu o negociere, ceva de genul acesta. Zodia Săgetător. Păi, dragi săgetători, atenție astăzi pe sănătate, atenție pe drumuri și atenție ce discutați pe la muncă pentru că apar tot felul de controverse. Atenție pe acte în mod special și interesant este că până la urmă tu rezolvi niște chestii astăzi pentru că ai o persoană apropiată care te va ajuta. Fie o rudă, un vecin, o persoană pe care o cunoști de mult timp și ești susținut spre seară da, pe comunicare, pe chestii de genul acesta, deși tensiunile se mențin. Poți să ai o surpriză legată de o problemă de sănătate a unei persoane din anturajul tău, dar uite mai mult decât atât, este o zi în care poți să, nu știu, poți să petreci alături de persoana iubită, poți să cunoști pe cineva, dar e important să ieși și tu din casă, să socializezi, că dacă stai în casă îți garantez eu că nu întâlnești, sau uh, uite, îți iese ceva bine, ai un noroc astăzi pe bani sau pur și simplu este o zi în care reușești să ieși undeva cu o femeie, în pauza de prânz, stați de vorbă, discutați ceva interesant, dar în general este o zi bună pentru tine, da, indiferent ce se întâmplă, ești norocos sau norocoasă. Hai să vedem. La mine cred că începe o furtună. Hmm. Regele de monede și cavalerul de cupe, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar combinația asta îmi spune mie despre o persoană foarte sigură pe ea și despre o persoană care să știi că îți poate fi alături pe un termen foarte, foarte lung. E un moment foarte bun pentru tine în care poți să rezolvi ceva încet și sigur, 5 de bâte vorbește despre discuții în contradictoriu, despre gelozii, dar și despre o zi în care pur și simplu poate mai multe lucruri de făcut și lucrurile sunt puțin agitate. 2 de băte vine și pentru tine cu așteptare, dar vine și cu o conexiune puternică, poate cu străinătatea, cu zona internetului, dar și niște planuri pe care ți le faci. Da? Lucrurile se mișcă pentru tine ceva mai greu astăzi. Zodia Capricorn. Dragii mei capricorni, pentru voi este o zi cu foarte mari surprize da? și cu tensiuni în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil. Se spun lucruri, nu vă ies chestiile, vreți să faceți una, vă iese altceva. Una știți voi teoretic, alta e practic, una ați programat, alta se întâmplă și atenție puțin pe bani astăzi, da? atenție pe zona speculațiilor financiare în mod special, cei care știți că obișnuiți să practicați așa ceva, deci atenție că nu e de joacă, atenție în general săptămâna asta, dar uite că astăzi e o rezolvare, da? printr-o activitate pe care o faci și ți iese bine, printr-o persoană din familia ta sau de la muncă vine ceva, da? iar alți capricorni nu să rămâneți surprinși că spre seară găsiți așa o activitate care va atrage atenția și spuneți, domnule, gata, uite, cred că asta e venirea mea, asta vreau eu să fac de acum încolo. Foarte bine și foarte frumos! se rezolvă o problemă de sănătatea unei persoane sau cineva se simte mai bine, reușești să faci rost de bani și interesant este că e o zi foarte bună pentru tine în relația cu femeile din familia ta sau în relația cu femeile din trecutul tău sau femei din anturajul tău, femei pe care tu le consideri foarte apropiate de inima ta, e ca și cum ar face parte din familie pentru alți capricorni. Deci, Aici sunt multe, multe chestiuni. Hai să vedem, dragi capricorni, să vedem ce vă spune și tarotul. Hai că nu e o zi așa negativă, da? E cu tensiuni adevărat, atenție puțin și pe sănătate și atenție pe ce mănânci. Da? Trei de spade și regele de monede. Da, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine în legătură cu o persoană care se mișcă mai greu sau e vorba despre o persoană care are o gândire ceva mai învechită. Aș merge mai degrabă că e vorba de energia ta pentru cei mai mulți capricorni. E ceva ce nu vă place aici, da? Ceva ce nu vă place, Oriceva ce vi se ascunde, oriceva ce voi ascundeți. Apoi avem pajul de spade. Multă curiozitate astăzi. Cineva e curios să afle un anumit lucru, tu ești curios să afli ceva anume. Apoi avem ultima carte, 8 de băte. Și pentru tine lucrurile se mișcă foarte rapid în ziua de miercuri, dar văd aici totuși succes, bucurie. Primești multe mesaje, multe e mail astăzi, comunici foarte mult, faci multe drumuri. Și până la urmă lucrurile se rezolvă. Zodia vărsător. Dragi vărsători, Uranus, guvernatorul vostru, se ceartă cu un Mercur din zodia voastră. Păi, ce să vă spun, sunt tot felul de tensiuni, emoții pentru alți vărsători. Nu neapărat acum să vă și certați la propriu. Mai degrabă, cred că e vorba de emoții pe care le simțiți. Sunt niște tensiuni acolo, legate de casă, familie, stabilitate. Deci, acolo e ceva ciudat pentru voi. Fie e ceva legat de un copil, e ceva legat de stabilitatea relației cu persoana iubită, da. Hă, și poate să fie ceva legat de o transformare de o schimbare, ceva legat de o sumă de bani de o moștenire bun. Pe de o parte, pe de altă parte, evite că astăzi chiar salvarea vine din partea persoanei iubite din partea unui copil. Uh, salvarea vine prin niște idei geniale care îți vin. Apropo, da? și uite undeva spre seară lucrurile se rezolvă. Ai foarte multă susținere astăzi din partea rudelor. Fie sunt rude femei foarte apropiate de tine, fie este o discuție pe care o ai cu o femeie sau o informație care îți vine printr-o femeie. Nu știu, te uiți la un videoclip și ea, persoana respectivă e femeie și îți dă niște informații și spui gata, asta e... Asta e soluția. Foarte mult ajutor ai astăzi și uite că se mai rezolvă niște lucruri. Primești vești în acest sens și drumurile sunt foarte bine susținute pentru tine în ziua de miercuri. Chiar foarte, foarte rapid vei rezolva anumite lucruri. Dacă ești bărbat, vezi că o discuție între două femei o să te pună pe gânduri sau două vești care vin din două părți și care au fix același mesaj. Și aici ar trebui chiar să te gândești serios. Dacă ești un vărsător singur și vrei pe cineva astăzi, păi vezi pe acolo, prin vecini vezi ia, fă și tu o plimbare singur, mai dă un mesaj că nu se știe. 9 de monede, regele de băte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, păi este o zi în care primești niște vești bune legate de bani, da? Uranus face și un aspect pozitiv cu luna, chiar de dimineață, deci ă, crește așa speranța pentru tine. Apoi, Carul sau Faetonul, o legătură cu Zodia Rac, este o zi în care faci un drum și o zi în care cumva primești bani de la drum sau rezolvi ceva legat de o mașină, rezolvi ceva legat de o călătorie pentru alții dintre voi. Regina de Spade, ultima carte, este cartea ta. Păi e clar că modul tău clar de a vedea lucrurile, să știi că poate liniști destul de mult apele în ziua de miercuri. Și mai mult decât atât, uh, uite, primești o veste bună ori tu, ori o persoană apropiată ție uh, din partea unei instituții publice. Zodia Pești. Dragi peștișori, ce faceți voi astăzi? Că e cu surprize mari. Vedeți că voi aflați niște secrete de o să rămâneți cu uh, gura căscată, o să rămâneți extrem de surprinși. Sunt niște informații acolo pe care le aflați, fie sunt lucruri vechi, 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 care acum ies la iveală, dar pentru alții este vorba despre faptul că tot vă întâlniți așa cu tot felul de persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp, nu e nimic negativ în asta, dar încercați să luați ce e bun de acolo și ce e rău lăsați deoparte. Atenție astăzi pe acte, hârtii și documente, atenție pe așa ceva, pentru că nu sunt lucrurile clare. Dar, uh, uite, mai mult decât atât, uh, astăzi ești bine susținut și rezolvi pe neașteptate, mai ales spre seară, ceva legat de casă, de familie. Afli și tu că, nu știu, un cineva din familie și-a găsit de muncă, afli că s-au mai rezolvat niște probleme financiare, parcă deodată așa primește o veste și te mai liniștești. Și uite, mai mult decât atât, astăzi ai o susținere foarte mare pe bani, adică luna face conjuncție cu Venus, care guvernează banii și care se află și pe casa a doua, Dragi pești, nu știu, primiți flori, primiți atenții, primiți cadouri. Nu știu, a început sezonul vostru la mulți ani, deci dacă e ziua voastră, chiar rămâneți surprinși. Destul de plăcut. O apreciere foarte frumoasă pe care o primești din partea unei persoane apropiate ție. Sau pentru alți pești este vorba despre mesaje pe care le primiți, despre vești bune pe care le aflați. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. La baza pachetului împărăteasa, wow, împărăteasa și marea preoteasă. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță, dar dragi pește, astăzi străluciți de-a dreptul. Este o zi în care femeile sunt importante, iar dacă ești femeie, vezi că vei avea o, o aliură specială, vei avea un mod special de a vedea lucrurile, de a-ți impune punctul de vedere. Este o persoană aici importantă care te poate ajuta. Hopa, și cumpăratul? Păi, dragi peștișori. Ați luat decizii și acum le puneți în practică în această zi, dar este o zi foarte intensă, simt eu, pentru unii dintre voi. Cavalerul de băte vine cu multă energie, vine cu mult entuziasm. Este o zi în care intri în contact cu tot felul de oameni energici, frumoși, plini de viață, dar este și o zi în care ai chef așa să te distrezi, dar atenție la un eventual flirt da, care poate să apară. Eu nu zic să nu te baci, dar fii puțin atent sau atentă. 6 de spade, 6 de spade, vorbește despre un drum, dar uite, e un drum cu mare plăcere pe care îl faci. sau te, te sună cineva și îți spune, uite, hai să ieșim la o ciocolată caldă. Spui gata, hai, acum, ies, gata, fac pauză și merg. Da, o zi în care te entuziasmezi, o zi în care apar vești foarte, foarte bune pentru tine și este o zi cu predispoziții spre întâlniri ascunse sau spre. Uh, discuții din acestea mai ciudate, dar aici chiar ți-aș recomanda să fii puțin atent sau atentă, că mercur nu stă bine acolo pe unde stă, da. Bun dragilor, cam atât acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului să apeși clopoțelul apasă butonul de like funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, că mai avem evenimente frumoase și te invit și la previziunile pentru următoarea săptămână, pentru trecerea dintre luni, februarie, martie, pentru că se întâmplă și acolo destul de multe evenimente. Săptămâna viitoare e cu noroc maxim pentru toată lumea și am vorbit deja pentru fiecare zodie cam pe unde e norocul, cum îl puteți accesa. Până joi seara știți regula, apar toate zodiile, până atunci asta este. Da? Momentan atât îmi permite timpul și gata, da. Și la previziunile pentru martie, dacă tot ai rămas până aici pentru că, repet, luna martie vine cu schimbări uriașe, uriașe și schimbări care se vor întâmpla cu viteza luminii într-o ceață totală în care nu vom mai ști unde, care, cum, dar spre final măcar răsare soarele și ne-am luminat. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc o zi de miercuri cât mai frumoasă și încearcă cât de cât să îmbini în ziua de miercuri rațiunea cu emoțiile sau să încerci să-ți lași puțin rațiunea să-ți să -ți țină în frâu emoțiile. Pentru că te va ajuta foarte mult.